Odată plasat în control judiciar, Daniel Chiriță nu are voie să părăsească țara pentru următoarele cel puțin 60 de zile. Fostul fotbalist al FC Petrolul este cercetat penal după ce a fost prins luni pentru a treia oară în timp ce conducea mașina, deși avea acest drept suspendat. De-a lungul carierei de fotbalist, Daniel Chiriță a jucat la Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova, Rapid București, FC Național, Zenit, Șahtior, UTA Arad și Astra. La vârsta de 43 de ani, Daniel Chiriță a decis să pună ghetele în cui după ce a pus umărul la promovarea echipei Petrolul Ploiești în Liga 3. Da, tocmai, dar experiența prin care a trecut. Cu greșeală, da, în ce sens? Am luat mașina, aveam pe lui suspendat, am vrut să ia pe tata să-l duc la spital. Și are piciorul amputat. Are tata piciorul amputat și am riscat. Ce să... Asta e. Greșeală. Da, și acum control judiciar? Da. Să nu părăsească țara. Daniel Chiriță, fostul fundaș de 49 de ani, consacrat în tricoul Petrolului și al Rapidului, a fost reținut inițial luni pentru 24 de ore de polițiști din Ploiești pentru conducere fără permis valabil. Ulterior, Chiru a fost plasat sub control judiciar.